Bună seara, dragi iubitori ai Hambalului! Suntem aici la Leipzig și ne apropiem de un moment important pentru Hambalul feminin românesc, optimea de finală de mâine, luni, ora 18:30, în țară. Un meci care, în mod normal, ar trebui să nu producă mari surprize, însă vă vom transmite în această seară informații extrem de interesante despre echipa Cehiei și a României, dar și despre faptul că astăzi, în prima zi din optimile de finală aici la Leipzig, am aflat deja primele două meciuri, da, care se vor juca în sferturile de finală aici la Leipzig, Suedia, Danemarca, Franța, Montenegru, în urma jocurilor din optim de astăzi, dar și despre o problemă care este foarte gravă din punctul nostru de vedere. Chiar aici, în Germania, nu am putut să vă transmitem absolut nicio informație de la sală în timp real, pentru că partea de internet nu funcționează așa cum trebuie și ne pare foarte rău, pentru că suntem totuși la un nivel destul de ridicat, suntem la campionatul mondial, suntem nevoiți să facem această înregistrare pentru a vă transmite toate informațiile de astăzi pe care nu ne-am putut transmite. Să începem cu începutul. Primul meci din optimea de finală de astăzi a fost între Franța și Ungaria. Franța a câștigat fără să forțeze acest joc și a câștigat lejer cu 29-26, însă cel mai important lucru este că în echipa Franței, în acest moment, lucrurile încep să se lege față de ceea ce a arătat în grupa noastră de la Trier. Am văzut un pivot extraordinar astăzi la Franța, care a reușit să prindă mingea chiar și cu o mână, să se întoarcă și din plonjoane, să reușească să marcheze câteva goluri absolut frumoase pentru publicul spectator, care este într-un număr foarte mic aici la Leipzig, și așteptăm meciul cu România de mâine pentru a fi cât mai mult suporter. Chiar și astăzi România au dominat, să zicem, numărul de suporteri prezenți în tribună, chiar dacă nu am avut meci astăzi la Leipzig. Suntem destui aici și încercăm să vă transmitem informații corespunzătoare despre campionatul mondial. Ceea ce s-a întâmplat astăzi la primele două meciuri din optim lasă de dorit. Suedia a măcelărit pur și simplu Slovenia, care se afla pe locul 4 în grupă la noi, și se pare că într-adevăr este favorită la semifinale în meciul cu Danemarca, care urmează în sferturi, și probabil că se va lupta cu Franța din ceea ce avem noi în față în acest moment ca tabel de încrucișare. Ceea ce este iarăși foarte grav din punctul nostru de vedere al românilor, pentru că despre asta vorbim, suntem nevoiți să vă transmitem că România, chiar dacă a câștigat grupa la Trier, este nevoită să se mute după optimea de finală de mâine cu Cehia, să joace meciul din sferturile de finală la Magdeburg, lucru care nu este prea ok din punctul nostru de vedere, pentru că Olanda, în acest moment, care este avantajată pentru faptul că va juca acolo optimea de finală cu Japonia, de fapt beneficiază de o odihnă în plus față de echipa noastră națională, care a terminat pe locul 1 în grupă, iar Olanda abia pe 2 în grupa D. Este un lucru care nu-l înțelegem din punct de vedere organizatoric, mai ales că Germania a tras totul la sorți pentru desfășurarea meciului în așa fel încât Germania să nu facă deplasări prea lungi. Astăzi Germania a pierdut meciul cu Danemarca foarte clar, 21-17, și ea, către țara gazdă, este eliminată pentru prima oară după foarte mulți ani, încă din optimile de finală. Acum ne apropiem de meciul România cu Cehia și ăsta e cel mai important lucru. Avem câteva date despre Cehia. Cehia nu este o echipă oarecare, este o echipă care se califică tot timpul la campionatele europene și mondiale în ultimii ani, însă nu a avut niciodată un rezultat ieșit din comun. Anul acesta este important să rețineți că a eliminat Polonia din grupă, din grupa B din care a făcut parte, și are câteva jucătoare care evoluează în Germania, dintre care să spunem că apar în evidență Mihaela Hrbakova și Iveta Luzumova, născute în 87 și 89. Prima joacă, Hrbakova joacă la Frischau Göppingen, iar Luzumova la campioana Germaniei la Turningen. 131 de selecții are Hrbakova, 317 goluri la echipa națională, iar Luzumova 86 de selecții și 322 de goluri înscrise pentru naționala Cehiei.
Este iarăși important să vă spunem că aceste două jucătoare evoluează în partea centrală a atacului Cehiei și că probabil acest joc al Cehiei se va baza pe ceea ce pot ele evolua în partida de mâine. Hrbakova are, de exemplu, un procentaj destul de slab în acest moment după desfășurarea partidelor în grupa B, din care a făcut parte Cehia. 44% a reușitelor, iar Luzumova avea 63%, 30 de goluri din 48 de aruncări. În total, o medie a reușitelor în favoarea Cehiei 50%, în meciurile desfășurate în grupa B cu Polonia, 28-22 câștigat de Cehia, cu Argentina, 28-22, cu Polonia, 29-25, aceasta a fost victoria care le-a dus mai departe pe Cehia. Suedia a fost învinsă de Suedia cu 32-36, Norvegia a învins Cehia 34-16 și Ungaria în ultimul meci cu 30-29. Acesta e cel mai important lucru, că ne vom desfășura un meci plecând de pe locul 1 pe 4 și totuși vom fi nevoiți să ne deplasăm la Magdeburg, lucru care nu e corect din punctul nostru de vedere. Referitor la echipa României, aceasta a ajuns cu bine la Leipzig, a făcut primul antrenament oficial. Cristina Neagu a arătat victorie la sfârșitul antrenamentului ultim înainte de meciul cu Cehia. Românii se anunță din nou într-un număr foarte mare la arenă și probabil că vor domina sala de la Leipzig, care este aproape goală în această parte a desfășurării competițiilor. Lucru care este de neînțeles, totuși suntem în Germania și handbalul este recunoscut aici. Mâine, începând cu ora 5, ora dumneavoastră acasă, ora României, o să încercăm să vă transmitem cât mai multe informații live de la sală, să sperăm că internetul va funcționa corespunzător. Avem probleme reale din punct de vedere tehnic. Echipa națională nu are nicio problemă medicală în acest moment, iarăși este un lucru important. Iar Martin Ambros se gândește chiar și la meciul cu Olanda de ceva vreme și urmărește o anumită strategie pentru România încă de la începutul campionatului mondial. Deși nu o spune, noi am observat-o cu ochiul nostru de handbalist. Anumite tactici și tehnici ale jocurilor au fost puse în aplicare atunci când a fost cazul, pe parcursul competiției, în meciul cu Slovenia, în meciul cu Angola și în meciul cu Spania. Lucrurile au arătat întotdeauna ceea ce e bine pentru echipa României. Mai departe, echipa României trebuie să gândească că odată ce face deplasarea la Magdeburg, ne vom întâlni cu o Olandă foarte periculoasă, iar despre această echipă vă vom transmite multe informații mâine, după desfășurarea meciului cu Cehia. Spunem hai România, suntem aici foarte mult și din Valea Jiului, o să vă transmitem alături de suporteri cât mai multe informații despre jocul de mâine. O seară plăcută tuturor, suntem alături de România!